Președintele rus Vladimir Putin a susținut faptul că în Ucraina au fost creați compuși pentru arme biologice și că în timpul operațiunii militare speciale, Rusia a obținut probe documentare cu privire la astfel de activități desfășurate pe teritoriul ucrainean cu sprijinul Statelor Unite ale Americii. Acum, în timpul operațiunii speciale în Ucraina, am obținut probe documentare că în apropierea frontierelor noastre au fost create, în esență, componente pentru arme biologice, a declarat Vladimir Putin luni la Kremlin, în timpul unui summit al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, potrivit Agerpres. Conform președintelui rus, în plus față de aceste activități care contravin convențiilor ce interzic armele biologice și toxice, în respectivele instalații se elaborau metode de mecanisme pentru destabilizarea situației epidemiologice în spațiul post-sovietic. Putin a insistat că din acest motiv trebuie acordată o atenție specială chestiunii securității biologice în spațiul OTSC, organizație ce reunește Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan. De mult timp am activat alarmele despre activitățile biologico-militare ale Statelor Unite ale Americii în spațiul post-sovietic, a spus Putin la începutul summitului organizat cu ocazia aniversării a 30 de ani de la crearea OTSC. El a adăugat că în această regiune comună, Pentagonul a creat 10 de laboratoare biologice și centre care nu se ocupau de acordarea de asistență medicală pentru populația țărilor unde își desfășurau activitățile. Principalul lor scop era de a culege material biologic și de a studia pentru propriile obiective caracterul specific al răspândirii virusurilor și bolilor periculoase, a menționat liderul de la Kremlin.